întâmplat a impozitelor către administrația locală, mai ales că aici în comună foarte mulți sunt duși în sănătate. Marea majoritate a cetățenilor își plătesc impozitele și taxele în prima decadă a anului, respectiv 31 martie, când beneficiază de o reducere de 10%. Chiar dacă nu sunt acasă, trimit bani la persoanele care sunt acasă, respectiv tată, mamă, socru, soacră, frate, în sfârșit, și în perioada lunii august, când acum majoritatea vine acasă și își achită impozitele. Putem spune că la impozite, la încasări, stăm foarte, nu foarte bine, bine, mai ales că acum, în perioada asta, revin acasă pentru vacanță. Știu eu, în ultima perioadă ați simțit așa o descreștere a impozitelor datorită crizei care e nu, nu, pentru că majoritatea lucrează în străinătate, câștigă un pic mai bine și trimit bani acasă. Chiar dacă nu vin, trimit bani acasă și se chită de impozite. Nu. Mai greu, nu e mai bine în ultima vreme. Dar nu s-a plătit. Dar de ce? Tot criză și acolo. Criză, dar pe ce să facem? Asta. Ce v-au spus? Că au fost acasă, ce v-au spus? Fogă, vine, te la trei luni, vine acasă și mor iată. Asta e. Unde îți duci? În Paris. În Paris, în da. Mulțumim. De drum. Cum le merge dincolo? S-a mai trecut din criza asta. Ce v-a povestit? N-a trecut, e mai rău acolo, zice. Din zi în zi. Și ce să hotărăți? Rămân acolo, vin în țară? Dar de unde să știe ce are fiecare în suflet? Dar pe cine aveți acolo dus? Eu am și fraț, și nepoț, și soră plecată. Tot zice că e mai rău. Tot. Acum. Zice că e mai rău, că vin acasă și aici zice că n-are ce face nimic, ce să facă? N-au de loc de muncă, nu le dă nimeni niciun serviciu. Totuși, nu, cât de cât acolo, totuși, mai bine ca la noi, sigur, asta e 100%. Cum credeți că vor merge lucrurile dincolo în sănătate? Atâta va merge până deja au început să strângă toate șurubile, că prețul ce-l luat înainte româna și... Nu mai e, o scăzut la jumătate. Am văzut mulți care s-au spus acasă, când venea acasă. Și am văzut la televizor că era în Italia și a fost cu 80-90 de euro la zi, acum au rămas la 50, 40, 30 deja și dacă mai țin din ăștia 30, venim acasă, n-am nicio face. Greu și acolo? E foarte greu, e tare. Și acum îi pune ca să plătească, tot la televizor am auzit pe românași că dacă ai o casă în valoare de 30.000 de euro plătești la italieni pentru asta, deci în țară plătești 190 de euro.
pe un an de zile. Ce se va întâmpla? Ce se mai poate întâmpla atunci? Ce mai așteptam eu? Că atunci nică decât să merg dincolo, să dau dincolo, mai bine stau la sărăcia mea unde și plătesc asta cât... cât pot. Ce să fac altceva? N-avem ce să facem. Eu așa zic, după mine, că dacă se strânge șurubul, scade prețurile. Nu se va orienta să mă duc eu dincolo, să mă duc, să muncesc dincolo, să dau bani la transport, că spun transport, oricum ar fi, uite, de ce nimeni gratis. Și rămâi cu 0 lei pe când eu acasă. Am niște greutăți acasă, trebuie să-l plătesc. Totdeauna am început la 0, m-am aflat. Dar așa stau acasă, cu familie și-mi vedea treaba. De găsă ceva prin țară bine, de nu mai prind o zi pe el, unde poți. Dar avem ce face. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovite fulger în stop. Reale, șocante și necenzurate. Hai, este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. Actualmeme.ro. Mereu primul.